Administrația publică locală, în parteneriat cu agenții economici în persoana domnului Petru Bereziuc, au reușit să renoveze fântâna din centrul orașului Glodeni. Fântâna este chiar în centrul orașului, pe strada Zgârcea, iar inaugurarea acesteia a avut loc chiar de hramul orașului. Apa este cea mai de preț bogăție pentru omenire și de fiecare din noi depinde cum vom păstra această bogăție. Este un lucru sfânt să reabiliteze o fântână. În ajunul sărbătorii hramul orașului, administrația publică locală, în parteneriat cu oamenii de bună credință, Petru Bereziu, Oleg Șabelski, Veceslav Cibotar, a fost organizat reabilitarea fântânii de pe strada Zgârcea. Indiferent unde este un izvor, în câmp sau într-o localitate, el trebuie îngrijit. Și aceasta o fac noi, oamenii. Apa este viața. La ce adresare din partea primăriei orașului? De a repara această fântână s-a adus aportul cetățeanul orașului Petru Bereziuc. Din numele locuitorii orașului, din numele meu personal ca primar, toată stima și respectul față de familia dată Bereziuc, care a contribuit la reparația fântânii. Este de o frumusețe rară această fântână, care ia naștere la o nouă viață. Deci, astăzi, păstrați această plăcuță sus pe fântână. Ca cei locuitori orașului, acei oaspeți ai orașului, când vor să vină un pahar de apă, să dai citire acestei tablițe și să spunem în felul următor, să-i dea sănătate celuia care a făcut acest lucru frumos. Inaugurarea fântânii a început cu serviciul divin. Potrivit tradiției, apa trebuie sfințită să fie curățită înainte de a fi consumată. Îngrijirea și renovarea fântânilor ține de păstrarea frumoaselor obiceiuri lăsate de strămoșii noștri. Oamenii de bună credință au contribuit la renovarea fântânei, au făcut un gest frumos. Administrația publică locală aduce cele mai sincere mulțumiri cetățenilor care au contribuit la renovarea fântânei.